găsit la Garantat 100%, la o ediție specială. Invitatul nostru este comisarul șef Traian Berbeceanu, fostul comisar șef Traian Berbeceanu. Domnia sa a publicat o carte la editura Curtea Veche. Cartea se cheamă Radiografia unei mărșăvii judiciare. Bună ziua, domnule comisar! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sar direct la gâtul dumneavoastră, cum s-ar zice. Sunt obișnuit, vă rog. Ce o să zică lumea în momentul în care un apărător al legii, un polițist legendar, zice radiografia unei mărșăvii judiciare? Lumea o să zică, păi dacă zice Berbeceanu treaba asta, nu mai are niciun sens să ai încredere în justiție. E de plecat din țara asta pentru că aici nu se poate face dreptate. Ce le-ați răspunde în momentul în care v-ar spune așa ceva? Că această percepție este în mod categoric eronată. Tocmai faptul că am trecut prin ceea ce am trecut, evident fără voia mea, tocmai prin aceea că o instanță, chiar și la fond, cea mai înaltă instanță din România, înaltă curte de casație și justiție, prin completul de 3, a judecat fondul cauzei și m-a achitat, tocmai faptul că am putut să public această carte, arată în mod categoric că nu ai de ce să pleci în această țară, că justiția funcționează. E un subiect pe care o să insistăm mult de-a lungul acestei discuții. Nu putem, în întâlnirea asta noastră, nu putem să vorbim despre jumătate din cartea asta, respectiv despre proces, pentru că urmează o instanță. Da. Nu știm ce o să spună instanța aia. Poate vorbim un pic și despre ce bănuim că ar putea să facă instanța respectivă, dar e un proces în desfășurare, cum ar veni. Prin urmare, nu o să putem să vorbim despre niște nume explicite care sunt implicate în procesul ăsta, poate chiar nici despre instituții, pentru că nu sunt aici de față să spună că aveți sau nu aveți dreptate. Dar putem să vorbim despre mecanism. Putem să vorbim despre autorul Traian Berbeceanu și despre povestea lui. Da. Imaginea polițistului la ora asta, domnule comisar, e un dezastru. Categoric. O să nuanțez pe larg dezastrul ăsta, pentru că vreau să vorbim consistent despre așa ceva. Nu o să mă feresc să spun cuvintele, pentru că astea circulă pe stradă. Prostovan, semi-alfabetizat, laș, în cel mai bun caz timorat, fie prea slab filiform, fie cu burtă și nu e în stare să sară un gard, client sau lacheu al puterii politice, prea prieteni uneori cu ceea ce numim interlopi și discuția poate continua mult și bine. Vă mai aduc aminte de modelul Pristanda de la Caragiale, polițistul ca lacheu al omului politic. Și pot să vorbesc până poimie. Miliția în serviciul Partidului Comunist. Poliția actuală în serviciu clasei politice. Lumea despre asta vorbește. Ce le răspunde un polițist legendar în situația asta? Ce să vă spun, din punctul meu de vedere, toate calificările astea sunt justificate din partea opiniei publice, având în vedere situațiile deosebite cu care s-au confruntat poliția română în ultima perioadă de timp și modul prost în care anumiți polițiști au reacționat. Însă pot să spun celor care ne privesc că nu trebuie generalizat și că poliția română are și polițiști foarte buni, buni profesioniști, care nu sunt nici analfabeți, nici semi-analfabeți, care sunt curajoși, care își fac datoria cu profesionalism și conștiinciozitate. Din păcate, probabil la nivelul poliției române și a ministerului, modul în care se promovează polițiștii buni lasă de dorit, acțiunile importante și cauzele importante și grele soluționate nu sunt prezentate opiniei publice. În schimb, eșecurile, că sunt eșecuri categoric, cele cu care ne-am confruntat ca instituție în ultima perioadă de timp, se pare că sunt foarte mediatizate, foarte dezbătute, foarte analizate și asta este face rău imaginii. Domnule comisar, de ce e, nu demonizată, că de fapt nu e demonizată, de ce e ridiculizată poliția cu atâta plăcere? Pe de o parte, e adevărat, suntem noi o nație de băncoși. Ne place, și o să mă exprim direct, să facem mișto de autorități. Pe de altă parte, parcă ți se pare
că e și încurajată cumva povestea asta. Nu e încurajată demnitatea polițistului, e încurajat bancul despre polițist. Nu e încurajată imaginea eroică a polițistului, e încurajată imaginea de lașitate a polițistului. De unde credeți că vine asta? Din punctul meu de vedere, o să vă surprindă probabil ceea ce vă spun, bancurile cu polițiști sunt bancuri foarte bune. Mie mi-a plăcut grozav și totdeauna. Și sunt și universale pe de altă exact. Parte. Da. Însă ceea ce se întâmplă acum a depășit cu mult limita glumei. Mi se pare că instituția poliției și polițistul sunt de-a dreptul ridiculizați. La asta mă refer. M-a spus în mare măsură, având în vedere ultimele situații prezentate de mass media. Ajungem și acolo. Este foarte justificat. În mod categoric, există cea mai mare parte a polițiștilor sunt bine instruiți, bine pregătiți și bine intenționați. Ați cunoscut polițiști, pentru că în cartea asta, în radiografia unei mârșăvii judiciare, semnată de dumneavoastră, sunt niște personaje, colegii dumneavoastră de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate ALBA, colegii dumneavoastră apar ca niște personaje de film. Sunt polițiști ca în filme în România. De ce nu-i vedem, domnule comisar? Colegii din fosta mea structură pe care am condus-o din Brigada ALBA nu lucrează la vedere. Structurile de combatere a criminalității organizate sunt structuri care nu lucrează la vedere. Lucrează cumva în penumbră, lucrează mai mult conspirat, activitățile sunt în cea mai mare parte confidențiale până la momentul în care se declanșează o acțiune pentru anihilarea unei grupări infracționale. Da. Nu sunt atât de vizibili cum sunt polițiștii de la ordine publică sau polițiștii de la rutieră care sunt în uniformă și sunt în stradă și în contact direct cum ar veni cu cetățeanul. Și de aceea nu sunt atât de vizibili. În situația asta vă dau exemplu unor posturi de televiziune, unor publicații de prin alte țări, unde niște investigații, niște destructurări de bande organizate, toate lucrurile astea sunt prezentate pe larg la un moment dat. Există șefi ai poliției care fac cursuri de vorbire publică și care ies în față și știu să spună o narațiune într-un anumit fel. La noi nu întâlnim povestea asta. Când vezi un purtător de cuvânt al poliției, să nu fie cu supărare, dar te ia râsul. Se practică un limbaj atât de standard și de învățat ca o poezie, că îți vine să râzi. Da, aveți în foarte mare măsură dreptate. Dar vă rog să vă amintiți până în urmă cu, cât să zic eu, 4-5 ani, 3-4 ani, cazurile astea la care facem noi referire, cazurile de mare criminalitate, da, investigate și soluționate de către structurile de combatere a criminalității organizate, au fost intens mediatizate. Nu exista, dacă vă amintiți, zi fără să, ca în mass media, să apară o structură destructurată de către Brigada Constanța sau de Brigada Alba sau de Brigada Cluj sau de Brigada București. Și erau destul de atent mediatizate și erau oferite opiniei publice detalii foarte importante și foarte consistente, atâta cât permitea la momentul mediatizării cursul dosarului respectiv. Din păcate, în ultimul timp, ori nu au mai fost investigate dosare foarte importante, grupări importante, ori mediatizarea acestora a lăsat de dorit. Aveți în carte, în radiografia unei mârșăvii judiciare, aveți o primă jumătate a cărții în care vorbiți despre niște acțiuni foarte spectaculoase și spuneți că nu sunt neapărat cele mai importante și cele mai spectaculoase acțiuni pe care le-ați făcut în timpul în care erați în activitate. Pentru cei care ne văd acum, ce e aia o brigadă de combatere a criminalității organizate? O brigadă de combatere a criminalității organizate este o structură polițienească, investigativă și de cercetare care are competențe pentru investigarea mai multor infracțiuni, de la traficul de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică, eu știu, foarte multe infracțiuni. Activitatea polițiștilor de la crimă organizată se desfășoară sub supravegherea procurorilor de ICOT. În structurile de crimă organizată sunt polițiști
tineri și foarte bine pregătiți. Eu, cel puțin, am avut o echipă extraordinară care am fost foarte mândru, cu care am fost mereu sus de tot acolo, în topul structurilor noastre și cu care mă voi mândri și în continuare și cu care am scris, despre care am scris cu foarte mare drag în lucrarea respectivă. E foarte adevărat. Cititorii or să descopere o carte absolut captivantă. E o carte care devine un film în mintea fiecărui cititor, cu niște personaje foarte spectaculoase, cu un talent de scriitor cu totul remarcabil, cu un umor și cu o ironie cu totul remarcabile. E o carte care, despre care se va vorbi, sunt sigur că se va vorbi foarte mult. Ce e mai important, domnule comisar? Ce credeți că e mai important? Sunt mai importanți oamenii sau sunt mai importante instituțiile? De exemplu, dumneavoastră. Sunteți, din punctul dumneavoastră de vedere, până una alta la pronunțarea unei sentințe finale, sunteți victima unei mârșăvii judiciare. Da. Vă războiți în această cauză cu oameni sau cu instituții? Strict în ceea ce privește situația în care am fost pus, evident, fără voia mea, eu nu mă războiesc, de fapt, cu nimeni. Nu mă războiesc, și în mod categoric nu mă războiesc cu instituții. N-aș putea să mă războiesc cu DICOT-ul. Să spunem ce este DICOT, o să vă rog frumos să spuneți ce e aia pentru cine nu este știe. Este structura din Ministerul Public care coordonează activitatea polițiștilor de la structurile de combatere a criminalității organizate. Acei procurori antimafia numiți generic de către presa în ultimul timp. Revin, deci nu am cum să mă războiesc cu DICOT-ul, deși procurori DICOT sunt cei care mi-au înscenat mie această mărșărie judiciară, cum am numit-o eu, dar a fost vorba de persoane și nu de instituție. DICOT-ul este o structură care s-a format după formarea structurilor de combatere a criminalității organizate ale poliției. S-au format pe structura pe care eram noi deja constituiți. Procurorii structurii DICOT, de la începuturile ei, cumva au crescut alături de noi. Am învățat metode și tehnici investigative împreună. Spuneți asta și în carte. Categoric. Am lucrat foarte bine împreună, iar divergențele care apăreau în mod inevitabil erau generate doar de dorința și a unuia și a altuia, și a procurorului și a polițistului de a soluționa cât mai bine, cât mai legal și cât mai repede o cauză importantă. Deci, nu aș avea, și am spus-o totdeauna, inclusiv când mă aflam în stare de arest preventiv, nelegal din punctul meu de vedere, am spus că nu am niciun fel de război cu instituțiile statului și totdeauna am spus-o cu credință și cu tărie că am încredere în justiție și în instituțiile statului chemate să soluționeze cauzele de natură penală. Să lămurim un pic pentru cei care nu știu. La un moment dat, când vă aflați în vârful carierei, cu o echipă de profesioniști, despre care o să mai vorbim, după ce ați destructurat nenumărate rețele, trafic de țigări, trafic de persoane, prostituție, trafic de droguri, etc., etc., în vârful unei cariere, după ce fusese răznumit și polițistul anului, vă găsiți în mijlocul unui proces în care sunteți acuzat că ați divulgat informații unor prieteni, informații conform cărora urma să aibă loc o percheziție la niște prieteni de-ai dumneavoastră. Da. Dumneavoastră spuneți că asta este o înscenare. Da. A urmat un coșmar, da, pentru dumneavoastră. Arest preventiv și să ne oprim un pic aici. Ce le răspundeți celor care spun așa? Trebuie să ne punem în pielea celor care ne văd în momentul, da, ăsta. Vă plângeți de condițiile din arestul preventiv. Ce descrieți aici în carte? Îți ridică, dacă ai, părumăciucă în cap. Condițiile sunt sinistre. Și s-a vorbit de multe ori despre condițiile astea. Dar vi se va spune așa. Păi, comisare, până la momentul cu pricina îi băgai pe unii acolo. Acum te-ai plâns de condițiile astea? Folosesc felul ăsta de expresie pentru că așa ați fi întrebat pe stradă. Ce ați răspunde? Da. Întrebarea dumneavoastră a avut preludiul ăla la care trebuie să fac un pic referire. Într-adevăr, mă aflam în vârful carierei în momentul în care împotriva mea s-a declanșat, da, această ticăloșie, ca să o numesc așa, spunând dumneavoastră despre ceea ce în mod nelegal am fost învinuit, ați antamat un pic dosarul și
așa cum ne-am înțeles, nu o să fac referire la aspectele din dosar. Și da, am spus și eu în carte foarte clar că pentru mine a fost un șoc foarte mare atunci când am fost dus de polițiști în arest. Fusesem acolo până la acea dată de sute de ori ca anchetator, am fost aruncat în arest ca inculpat. Șocul a fost deosebit. Dar nu m-am plâns de condițiile din arest, efectiv le-am descris pentru că opinia publică trebuie să le cunoască și instituțiile statului trebuie să facă ceva pentru a le îmbunătăți. Pentru că sunt inumane. De ce, domnule comisar? Explicați de ce. Pentru că sunt inumane, pentru că indiferent de vinovățiile sau nevinovățiile oamenilor aflați la un moment în arest preventiv, este imposibil de conceput să trăiești în asemenea condiții. Dar vedeți, știți ce spun este oamenii? Este dezumanizant, efectiv. Exact. Dar oamenii spun așa. Ce-ai căutat să ajungi acolo? Nu? Asta auzi tot timpul pe stradă. Oamenii nu se mai gândesc la cauze. Oamenii nu se gândesc la consecințe. Reacția este că meriți să ajungi acolo și meriți tipul ăla de tratament. Asta o să vă rog frumos să explicați. Da, păi vă spun cu toată sinceritatea că eu nu am perceput o astfel de reacție din partea oamenilor. Au fost probabil câteva voci răutăcioase care au spus sau care au susținut așa ceva. În rest, am simțit foarte multă compasiune, din partea opiniei publice foarte mult sprijin. Nu, nimeni nu mi-a spus, bă, meriți să ajungi acolo, fac referire pentru că la rândul tău, ca și polițist, ai trimis... Nu la dumneavoastră fac referire. Oamenii spun așa, cine ajunge acolo merită condițiile alea. Nu ne mai gândim la demnitatea persoanelor. Da, iar eu tocmai am spus anterior că nimeni, indiferent de vinovății sau nevinovății pe care le stabilesc instanțele de judecată, evident, nu merită să trăiască în astfel de condiții absolut dezumanizante și traumatizante pentru oricine. Spune asta ceva despre nivelul de civilizație al unei societăți? Despre nivelul de civilizație, în mare măsură, și despre interesul autorităților statului, cred că și în și mai mare măsură. Pentru că aceste condiții sunt perpetuate de ani de zile și s-au făcut pași foarte, foarte mici și foarte firavi pentru schimbarea acestora. Pe vremea când erați șeful Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, mă interesează, aici nu povestiți foarte pe larg așa ceva, mai spuneți câte ceva, dar exista suficientă suplețe organizatorică? Exista dotare tehnică așa cum v-ați fi dorit? Existau antrenamente? Exista antrenament continuu de tragere, de luptă corp la corp, tehnici de imobilizare, consiliere psihologică, cursuri de legislație, cursuri de conducere în condiții speciale a mașinilor, de pilotaj, aveați parte de așa ceva? Nu existau toate instrumentele la care faceți vorbire, însă nimic nu ne-a ținut pe noi ca și structură să ne autoperfecționăm, să ne punem la curent singur cu legislația, să ne facem singuri antrenamentele, să acționăm, să creăm situații ipotetice și să vedem cum le soluționăm. Deci noi ne antrenăm permanent. Sunt însă, au fost și atunci, sunt și acum probleme mari de tot în ceea ce privește dotarea și logistica și structurilor speciale, cum eram noi, și a poliției în general. Vă imaginați că la vremea aceea, de exemplu, cum am scris și în carte, aveam dosare în care investigam grupări infracționale cu 120-140 de membri, exact, pe care cărora le-am probat la un moment dat vinovăția și am trimis în judecată cea mai mare parte dintre ei în stare de arest. Spre exemplu, pentru contrabandă, acțiune în care acționam pe toate frontierele, pe frontiera de vest, pe frontiera cu Republica Moldova, pe frontiera sârbă și parcurgeam în 24 de ore, în 48 de ore, mii de kilometri între punctele de frontieră unde realizam prinderile în flagrant, în condițiile în care structura mea avea 3-4 autoturisme de serviciu pe care ne puteam baza, plus autoturismele noastre personale. Aveați cotă de combustibil? Da, la vremea aia un autoturism de serviciu avea cotă de
carburant 100 de litri pe lună. Și ce făceați? Au fost adesea, am descris și în carte, au fost foarte multe situații în care rămâneam cu mașini fără combustibil prin stații de carburanți la sute de kilometri de casă. Însă la vremea aceea, în conducerea IGP-ului, erau domnul Chestor Robescu și domnul Chestor Tanco, îi contactam pur și simplu telefonic, înțelegeau necesitatea suplimentării și totdeauna ne suplimentau carburantul, cota de carburant, alimentam mașinile și ne duceam misiunea la bun sfârșit. Cum făceați într-o situație în care trebuia să înnoptați la un motel, să zic, filați pe cineva și trebuia să înnoptați acolo? În carte vorbiți pe larg în relatarea câtorva operațiuni foarte spectaculoase. Vă depășeați programul de muncă, făceați foarte multe lucruri în timpul liber, dormeați în niște moteluri. Cine plătea motelurile astea, de exemplu? Cea mai mare măsură le plăteam noi, evident, pentru că sistemul era foarte prost. Adică dacă un polițist pleacă în misiune, trebuie să aibă ordin de serviciu, trebuie să... Foaie de parcurs. Foaie de parcurs. Ori o misiune de genul ăsta, nu puteai să prevezi în ce localitate vei merge în cursul supravegherii operative a unei grupări, unde vei ajunge, dacă poți să te cazezi, dacă nu ai timp să te cazezi, pentru că au fost sute de situații în care nu ne-am putut caza niciunde. Am dormit în mașină pe rând, am condus pe rând în timp ce ceilalți se odihneau. Trebuie să știe cei care ne văd că e vorba despre zeci și sute de ore de supraveghere, filaj, timp în care nu mănânci, nu bei sau mănânci ce apuci, bei când apuci și ești pur și simplu într-un serviciu pe care cu greu îl poți descrie. Se poate descrie foarte greu așa ceva. Sunt realități ale muncii operative, ale structurilor speciale. Este o muncă foarte grea, foarte puțin rezistă și fac față. Și cei care rezistă și fac față o fac chiar pentru că sunt dedicați și din pasiune deosebită. De ce sunt dedicați și de ce au pasiune, domnule comisar? În ce cred? În ce credeau colegii noastre? În ce credeați dumneavoastră? Scurt de tot, o să vă fac referire cam cum s-a constituit echipa mea scurtă, ca să spun. Cei care lucrau în mod deosebit cu mine. Toți erau studenți ai Academiei de Poliție sau elevi la școlile de poliție de suboficiali, de agenți de poliție, care veneau în practică, efectuau stagiile de practică la noi, la brigadă. În scurtele stagii de practică încercam să îi ajut să lucreze pe lângă polițiștii din toate serviciile, și de la antidrog, și de la trafic de persoane, și de la cybercrime. Cybercrime este noastră, criminalitate cibernetică. Informatică, da. Informatică. În anul următor reveneau la structura noastră în stagiu de practică și vă dați seama că în două, trei stagii de practică îmi dădeam seama care dintre ei este dedicat, interesat, pentru că îl vedeam că, deși era student, era alături de polițiști zi și noapte, îi luam în misiuni, evident, fără a expune, doar pentru a percepe în mod direct viața și munca de polițist operativ. Și am avut surpriza plăcută că cei mai mulți dintre ei au confirmat și, evident, după absolvire i-am luat la mine în echipă. Deci polițiști foarte tineri, foarte bine pregătiți, cu rezultate excepționale și în școlile de poliție, au confirmat și ulterior. E vorba de o structură de elită. Ce trebuie să știi? Trebuie să ai o pregătire fizică de un anumit fel? O pregătire mentală de un anumit fel? Trebuie să fii pregătit psihic și trebuie să fii un foarte bun om de echipă. Pentru că altfel, într-o astfel de structură, nu poți să reziști. Ce limbă română trebuie să știi să vorbești în situația asta când ești, de exemplu, sub acoperire și intri într-o rețea de traficanți? Orice limbă română trebuie să știi să o cunoști. Inclusiv limbajul traficanților, limbajul proxeneților. Dar asta se învață cu timpul, în teren, din munca operativă. Dar referitor la... Eu v-am întrebat în ce credeți. M-ați întrebat, vă spun că eu nu aș fi... Ați făcut referire la acele titluri de polițistul anului, acelea nu au fost ale mele, au fost ale echipei mele. Nu puteam să fiu un bun comandant de structură dacă nu aveam o echipă excepțională. Și în ce credeați? În trebuie faptul, să crezi în ceva. În faptul că putem să
ne facem datoria cu demnitate și profesionalism, că putem să obținem rezultate foarte bune și că toate astea, la un moment dat, poate să schimbe cursul societății românești, iar dacă nu noi, cel puțin copiii noștri să poată să aibă o viață mai bună, mai lipsită de riscuri, mai... Ce-i răspundeți cuiva care reacționează așa? Spune, fugi, domne, de aici, fugi de aici, comisare. Astea sunt texte. N-ai combustibil, n-ai tipul de antrenament necesar, ți se pun bețe în roate, ești umilit de foarte multe ori. Nu mă lua pe mine cu texte din astea patriotice. Ce răspundeți cuiva care vă spune așa ceva? Sunt cârcotași care spun chestiuni de genul ăsta, cu argumente sau fără. Ce să le răspund? Că noi niciodată, eu cel puțin și nici colegii mei, nu am ascuns lipsurile pe care le avem ca instituție, nici noi ca echipă și nici noi ca indivizi, ca persoane. Dar, din punctul nostru de vedere, cel puțin am încercat să ne perfecționăm, să ne facem treaba și să eliminăm deficiențele atâta cât a ținut de noi. Uitați ce zice Dicționarul Explicativ al Limbii Române. În dreptul cuvântului interlop. Vine din franceză, din interlop. Face referire la mediu, relații, afaceri. Ceva care are reputație proastă, suspect, certat cu legea. Lume a răufăcătorilor. Asta înțelegem prin interlop. Da. Dacă formulăm așa, există reglări de conturi, răfuieri, între clanuri mafiote, între clanuri interlope. Da. Domnule comisar, există răfuieli între instituții ale statului în România? Pentru că nu pot să spun, aș fi taxat pe bune dreptate dacă aș spune clanuri de oameni ai legii. Dar nu o să formulez așa ceva, pentru că ar fi greșit. O să întreb așa, există răfuieli între instituții ale statului? Am înțeles întrebarea noastră și cred că percep și ținta miza ei. Din punctul meu de vedere, nu există răfuieli între instituțiile statului. Dacă au existat și există și vor exista astfel de reglări, de conturi cu ghilimele de rigoare, sunt între persoane din acele instituții, aflate la un moment dat în funcții importante din cadrul instituțiilor respective. Domnule comisar, ce trebuie să știe cetățeanul contribuabil? Noi ne place de foarte multe ori să spunem oamenii simpli. Oamenii de multe ori nu sunt deloc simpli. Ce trebuie să știe contribuabilul când aude un comisar care spune așa? Un fost comisar, șef, mai zic o dată, polițist legendar, care spune există niște conflicte, niște reglări de conturi între niște indivizi care fac parte din niște structuri ale statului. Contribuabilul spune, domnule, eu plătesc la statul ăsta ca să mă apere. Ce îi răspunde un om al legii în situația asta? Că are perfectă dreptate, plătește fiecare contribuabil instituțiilor de aplicare a legii pentru a se simți în siguranță și pentru a fi apărat. Dar siguranța acestea nu este atât de afectată, poate chiar deloc nu este afectată de răfuielile despre care vorbeam. Pentru că marea masă a polițiștilor, a procurorilor, a judecătorilor, a celor din instituțiile de aplicare a legii sunt în sprijinul cetățeanului. Aș reacționa așa și aș spune mă enervați în momentul ăsta, pentru că sigur că joc un rol acum. Da. Ați trecut printr-o experiență cruntă. Da. A fost în joc și încă mai e în joc reputația dumneavoastră, liniștea familiei dumneavoastră, poziția dumneavoastră în grupul dumneavoastră de prieteni, în comunitate. La urma urmei, povestea de eroism pe care o reprezentați. Și în continuare, vorbiți cu încredere în instituții. Mă interesează un lucru. Faceți chestia asta pentru că urmează un proces și faza lui finală sau pentru că credeți cu adevărat în instituții? Chiar cred în instituțiile statului. Am făcut parte 25 de ani printr-o structură de aplicare a legii. Am colaborat excelent și în mod direct cu celelalte structuri de aplicare a legii și o spun pentru că eu cunosc din interior situația. Deci chiar cred că în România se poate face dreptate și se poate face justiție și cred că pentru opinia publică, eu, ne referindu-mă la alte exemple, cred că sunt exemplu cel mai bun. Am fost luat din fruntea echipei mele, când spunea, cum spuneați dumneavoastră, când eram pe val, când eram în apogeul carierei, am fost aruncat în închisoare,
nu mi-am pierdut speranța și s-a dovedit că am avut dreptate. Că cei care au înscenat această mărturie judiciară au plătit cel puțin în prima instanță, au fost condamnați la închisoare cu executare, eu am fost achitat, iar în ceea ce privește opinia publică, cercul meu de prieteni, da, vreau să vă spun că niciodată nu am simțit că prietenii s-au îndepărtat de mine, ba din contră, au fost mai aproape de mine și de familia mea ca niciodată, iar opinia publică, cum bine știți, chiar ne-a fost aproape, ne-a sprijinit, ne-a încurajat. Domnule comisar, când ești, când lucrezi sub acoperire, când ai un contact direct cu răufăcători foarte periculoși, ai o putere în plus pentru că reprezinți statul, instituțiile statului. Nu ești doar un individ, ci ești cineva care are în spate niște structuri foarte puternice, totuși. N-ați avut niciodată senzația că sunteți vreo formă de Dumnezeu, că puteți să faceți dumneavoastră dreptate? Nu, și dacă ca și polițist operativ, indiferent că lucrezi sub acoperire sau nu lucrezi sub acoperire, dacă ai senzație de asta, o senzație de genul ăsta, este bine să iei o pauză sau poate este indicat chiar să ieși din operativ pentru că poți să faci greșeli majore. De ce? Pentru că faceți dreptate. Faci dreptate, dar trebuie să fii foarte echilibrat și cumpătat și atunci când ai luat o măsură față de o persoană pe care la un moment dat o consideri vinovată, trebuie să poți să pui liniștit capul pe pernă. La adică, ce vă referiți când spuneți să pui liniștit capul pe pernă? Adică să fii convins că toate activitățile pe care le-ai desfășurat au fost legale și că prezumtivul vinovat în intimitatea ta și din activitățile pe care le-ai desfășurat chiar rezultă vinovăția acestuia. Există un ecosistem în care există o simbioză între răufăcători și polițiști? Și am să spun lucrul ăsta foarte simplu pe înțelesul tuturor. Există o lume în care răufăcătorii depind de polițiști și polițiștii de răufăcători? În care există o viață comună? Există așa ceva? Nu, nu cred în așa ceva. Sunt situații izolate, dar nu cred și din punctul meu de vedere chiar nu există o simbioză între polițiști și răufăcători. Evident, nu pot să existe unul față de celălalt, pentru că unii evident fac obiectul activității celorlalți. Evident. Dar simbioza implică altceva. Păi vedeți, mă gândesc acum la cazul Caracal, foarte, foarte recent. E normal să ceri informații din anumite locuri, dar e normal să pară că există o legătură dincolo de schimbul de informații între poliție și oamenii pe care în mod normal ar trebui să-i cercetezi? Eram absolut convins că la un moment dat o s-a întâmplat și subiectul Caracal și vreau să vă spun din capul locului că nu o să fac referire la acest caz, tocmai pentru că este în derulare. Corect. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru că am încredere extraordinar de mare și deosebită în colegii de la Serviciul Omorilor, care sunt profesioniști de săvârșit și care, din punctul meu de vedere, au fost delegați prea târziu în cauză sau puțin cam târziu în cauză. Iar informațiile apărute în spațiul public nu pot să le comentez pentru că la momentul ăsta nu-mi dau seama dacă sunt reale și sau în cât de mare măsură sunt reale. Ați fost un om al legii sau un justițiar? Un om al legii. N-ați fost justițiar niciodată? Nu. Nu cred în ideea de justițiar. De ce? De ce e periculoasă ideea de justițiar? De ce nu vă place? Pentru că v-am mai răspuns acum câteva minute. Vreau să-mi răspundeți foarte clar și să audă lume multă, pentru că mulți gândesc așa. Acum câteva minute, acum două sau trei întrebări, m-ați ridicat la fileu ideea cu polițistul sub acoperire sau polițist operativ care se crede Dumnezeu. Este o altă traducere a ceea ce a spus dumneavoastră, ideea de justițiar. Dacă la un moment dat ai senzația că sau ai sentimentul că ești justițiar, trebuie să te oprești, să faci un pas în spate, să faci o pauză, să-ți revii sau să te retragi din structura operativă, pentru că ești expus la a face greșeli de nereparat uneori. Sunt oameni care merită o reacție cumplită, domnule comisar, și ne gândim cu toții la treaba asta.
Când trăiești într-o societate în care ai senzația că există multă infracționalitate, mai mult decât atât, când te simți uneori umilit ca cetățean, când te simți umilit de instituții ale statului, și nu mi-e frică să spun lucrul ăsta, pentru că sunt oameni care oricând ar declara în fața unei camere de luat vederi că se simt umiliți în fața instituțiilor statului și de către aceste instituții. Când oamenii aceștia vă văd, se gândesc așa. Pe comisarul ăsta avea puterea să-i sfărâme, uite, așa. Vreau să spuneți de ce nu se face lucrul ăsta. De ce nu i-ați sfărâmat, uite, așa? Pe cine să sfărâm? Pe răufăcători. Pe răufăcătorii pe care noi i-am investigat, i-am sfărâmat, metaforic vorbim, pentru că în cea mai mare măsură, nu știu dacă în procent de 100%, dar într-un procent spectaculos de mare, dosarele pe care noi le-am investigat s-au finalizat cu trimitere în judecată, cu condamnări, fără măcar a se schimba în cariera juridică pe care noi am făcut-o la începutul anchetei. Vis-a-vis de faptul că, așa cum bine spuneați, foarte mulți cetățeni se simt trădase, se simt înșelați de instituțiile statului, vă spun că și polițiștii se simt așa. Pentru că și polițiștii sunt cetățenii statului și ei au frustrări și au nemulțumiri generate de cât de respectată este instituția polițistului de către structurile statului, nu de către cetățeni în mod deosebit. De către cetățeni, polițiștii pot să fie respectați dacă cetățenii îi percep alături de ei, percep că le asigură siguranța și liniștea de care au nevoie. Dar și polițiștii au frustrările lor și nemulțumirile față de instituțiile statului. Cum vă uitați dumneavoastră la un polițist corupt? Cunoașteți polițiști corupți? Da, am și investigat, am trimis în judecată polițiști corupți. Cu părere de rău. Cu părere de rău. Citez un text pe care îl auziți des, cu toții îl auzim pe stradă. România e definitiv neguvernabilă, raiul bandiților, patria interlopilor. Aici mereu cetățeanul simplu va fi umilit și o să piardă meciul cu sistemul sau cu cei mai puternici sau mai influenți decât el. Am încheiat citatul. Se aude des în spațiu public așa ceva. Cum reacționați la un text de felul ăsta? Cei care fac astfel de afirmații cred că nu cunosc adevărul în cea mai mare măsură. Este foarte adevărat că infracționalitatea a crescut mult de tot în România. Dar mi se pare hazardată afirmația potrivit căreia România este neguvernabilă. Sau neguvernată, cum a spus? Neguvernabilă, raiul bandiților, patria interlopilor. Aici mereu cetățeanul simplu va fi umilit și o să piardă meciul cu sistemul. Da, nu sunt de acord cu astfel de afirmații. Deși ați trecut printr-o experiență personală foarte traumatizantă. Da, dar v-am spus și mai devreme că probabil că eu sunt unul dintre exemplele în care cetățeanul nu pierde meciul cu sistemul. Mai spuneți o dată, cetățeanul nu pierde meciul cu sistemul? Nu pierde meciul cu sistemul, da. E undeva aici, nu știu dacă o să găsesc eu, e undeva aici, într-un cuvânt înainte, este o doamnă procuror, dacă nu mă înșel eu, da, care spune așa. Achitarea șefului BCCO Alba Iulia reprezintă doar o repunere în drepturi și nu o repunere în situația anterioară. Iar mie, cartea nu-mi oferă speranță pentru următorii 50 de ani. Așa se încheie. Un procuror spune, mie nu-mi oferă speranță pentru următorii 50 de ani. Pe mine m-a luat cu frisoane când am citit rândurile astea. Da. Nu intri asta în panică atunci când un procuror spune așa ceva, deși omenește. Îl înțeleg pe procurorul ăsta. Da. Acum, un magistrat are o altă percepție față de situația instituțiilor judiciare din România față de un
simplu cetățean. Deși nu-mi place deloc sintagma asta de simplu cetățean. Am și eu aceeași senzație ca și doamna procuror că ceea ce s-a stricat în ultimii ani nu doar că ne-a ținut pe loc, ne-a tras în urmă rău de tot și doar ca să putem să reparăm și să ajungem la nivelul la care eram acum 5-6 ani, cred că ne trebuie minim 10-15 ani. Pentru că în perioada asta s-au schimbat generații în structurile de aplicare legii, foarte mulți profesioniști au plecat prin diferite mijloace, prin pensionare, prin mutare în alte structuri, au plecat din structuri importante, au venit foarte mulți lucrători tineri, fără experiență, cei de la care poate să învețe sunt tot mai puțini. Și asta înseamnă că bandiții pot să joace hora, să fie veseli și să spună, frate, e loc de mișcare, e teren de mișcare. Înseamnă asta? Păi atunci când se fac modificări legislative care vizează doar drepturile ale celor care se presupune că au încălcat legea în detrimentul omului simplu, omului cinstit, care nu are nicio legătură cu sistemul judiciar, care nu a plătit o amendă, care nu a fost cercetat, care nu a fost trimisă judecată, cred că este îngrijorător. Cetățeanul contribuabil, ce să facă, domnule comisar, în situația asta? Să aibă răbdare și încredere. Pentru că, în mod categoric, lucrurile se vor schimba. Nu pot să rămân așa și eu zic că cei care încă sunt în sistem, marea majoritate dintre ei sunt de foarte bună credință și se luptă să aducă instituțiile judiciare acolo unde trebuie să fie. Domnule comisar, o ultimă întrebare. Am insistat pe faptul că vorbim despre o carte foarte spectaculoasă. Radiografia unei mârșăvii judiciare, al cărei autor sunteți dumneavoastră, comisarul șef Traian Berbeceanu. Acum în rezervă, retras. Da. E o carte tulburătoare din foarte multe puncte de vedere. Dincolo de operațiunile spectaculoase pe care le descrie, e vorba despre procesul în care sunteți angrenat acum și despre care nu putem vorbi pentru că e încă pe rol. Pe de altă parte, insist asupra lucrului ăstuia. Din ce în ce mai multă lume pleacă din România nu din motive economice, ci din motive psihologice. Oamenii, unii dintre ei, spun pur și simplu n-am mai suportat. Vreau să plec și să fiu tratat ca o ființă umană. Am, și cred că e multă lume care are, nevoie de un mesaj de la un polițist legendar care a făcut nenumărate operațiuni polițienești de mare anvergură, foarte spectaculoase, așa cum mulți dintre noi vedem în filme. Îmi trebuie un mesaj de la dumneavoastră. E de plecat din țara asta, domnule comisar? Mai sunt de crescut copiii în țara asta? E foarte greu să răspund la întrebarea asta cu sinceritate. Eu am ales să rămân și am ales să-mi cresc și copilul aici, deși la un moment dat am fost tentat să îl trimis să facă școală și să-și trăiască și să-și facă un viitor în altă țară. Fratele meu este plecat de mai bine de 20 de ani în Germania și locuiește acolo împreună cu familia. Și vă spun sincer, în perioada în care eram arestat nevinovat, mă gândeam să-l trimit pe fiul meu din țară, efectiv pentru a-l proteja. Așa simțeam atunci. Acum este greu să dai sfaturi, dar eu am ales să rămân aici și am ales să-mi cresc copilul aici și am convingerea, așa cum v-am spus mai devreme, că lucrurile vor evolua într-o direcție corectă. Domnule Chiar comisar... dacă foarte greu, foarte greu, dar trebuie făcute eforturi foarte, foarte mari și de către ce aflați în structurile de aplicare a legii și de către contribuabili. Nu știu cum o să se soluționeze procesul dumneavoastră, n-am vorbit despre el, dar știu un lucru. Știu că vă mulțumesc foarte mult pentru cartea asta. Cu mare drag. Sper să o citească cât mai multă lume.
Dar pot să fac un lucru, pot să vă mulțumesc și numele celor care ne văd pentru munca dumneavoastră de polițist. Asta nu influențează cu nimic procesul. Categoric. Pot să vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru comunitate și pentru inspirația pe care o oferiți în meseria asta și nu doar în meseria asta. Da. Înțeleg că mulțumirile sunt adresate echipei mele, de fapt. Absolut. Absolut. O echipă, mai zic o dată, am mai zis, o echipă care se poate descoperi extrem de spectaculos în cartea asta. Mulțumesc, domnule comisar. Și eu vă mulțumesc toate. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Pe curând.